bună ziua! Astăzi este 1 februarie 2018. Drumul este parcă un pic mai bun decât tura trecută pe 23 ianuarie, un pic mai uscat, nu mai este zăpadă pe câmp. Vremea este bună, frumoasă, plăcută, călduroasă. Avem 8 grade în termometre. Nu bate vântul și este senin. O vreme ideală și prognoza este 14 grade în zona noastră pentru ziua de azi. O zi ideală pentru mers la țară, la stupi. Mi-am rupt din timp. Mi-am făcut programul de așa natură încât să pot pleca. M-am adaptat, mai bine zis. Nu am decât 40 de kilometri de la oraș până la stupină. Asta înseamnă o oră de mers cu mașina. Mi-am făcut treburile în mare grabă dimineață, așa încât să pot ajunge astăzi la țară, fiind relativ important, ca să nu zic esențial, pentru că mâine e vineri, nu pot să ajung, pe urmă, în weekend, sâmbătă, duminică, lucrez, săptămâna viitoare de luni se anunță că se strică vremea. Așa încât astăzi dimineață, văzând că vremea este bună, n-am avut de ales, a trebuit să profit, să las deoparte orice altceva și să-mi fac drum la țară, cum vă spuneam. Am luat cu mine turte cu proteină, pentru că din semnalele pe care mi le transmit alți apicultori la magazin, stupii au puiet, câte 3 rame de puiet, spun marea majoritate. Încă o dată, mă refer la zona noastră, zona de sud-sud-est, aici Oltenița, Călăraș, Giurgiu. Da? O zonă unde am avut până acum cel puțin o iarnă blândă, cu temperaturi ridicate și fără zăpadă. Așa încât am ales dintre variantele pe care le aveam la magazin turta cu proteină, cea de la Apiluc. Este prima dată când le dau asemenea hrană albinelor. N-am știut ce să aleg, am desfăcut mai multe cutii, am gustat aceasta de la Apiluc pe care am să o filmez când ajung la țară. A fost singura care mi-a adus aminte după gust, comparând cu gustul din bagajul meu de informații, din memoria mea de gust, mi-a amintit de turtele pe care le făceam singur ani de zile în urmă, când umpleam bucătăria cu pungi, cu aluat frământat și puneam atunci zahăr pudră, miere de-a mea, polen și protofil. Exact ăsta a fost gustul pe care l-am simțit astăzi, topind în gură o bucățică de turtă Apiluc. Am simțit imediat zahăr pudră și polen și un gust de plante care semăna a protofil. Mai departe, ce-o fi având, miere sau vreun sirop, nu știu, dar mi-a plăcut foarte mult gustul. Aducea la prima senzație cu turtele pe care obișnuiam să le fac eu, personal. Și s-a și topit totul în gură, n-a lăsat niciun fel de rezidu. O consistență omogenă, mi-au plăcut pe ele, le-am ales, aceste turte le voi da. Sper să am timp să trec prin toți stupii astăzi. Orice s-ar spune, drumul rămâne în continuare rău. În asemenea gropi, efectiv, scufund mașina. Da, nu am de ales, asta este ce să fac. Este apa până la pragul. Vai de mine! Apa trece de scutul motorului, cu siguranță, pentru că trece de nivelul pragurilor. Astea sunt condițiile, să ne bucurăm că suntem izolați. Nu avem orășeni pe lângă noi. Dacă am fi avut bucureșteni cu case lipite de stupina noastră, am fi avut numai comentarii și discuții. Adică să încercăm să vedem partea bună. Izolarea are avantajele ei, totuși. Lăsând deoparte culesul dintr-o zonă mai retrasă. Poftim, drum de tractor.
Efectiv, drum de tractor. Uite ce șleauri. Vai de mine, și mașina este 4x4. De altfel o mașină foarte bună, Volkswagen Passat 4x4, vă recomand, break. Dar garda la sol este relativ mică, deși am pus scut metalic, tot frec cu el noroiul ăsta ca și cu un plug. Iar oamenii merg de la șosea până la sat 8 km pe jos. Cum face nenea ăsta care zici că are tot timpul din lume. Abia merge, parcă n-ar merge nicăieri. Sau poate chiar nici lume. Sună telefonul, așa că reiau filmarea. Rapiță și acolo în zare un petic de pădure de salcâm. Da, nu prezintă interes. Locația asta arată. Poate n-ați mai văzut de mult cal cu căruță. Mă rog, cei care locuiți la oraș nu cred, bine, săracul de el e mai de capul lui, e amărât. Salut, salut! Mai avem puțin și ajungem. Dar mai urmează o porțiune grea de drum, foarte grea. Jos la baltă, la Stufăriș. Aici e numai pe burtă mașina.
Temperatura a scăzut de la șosea până în sat, pe Coclaurieștea, de la 8 grade am ajuns la 6,5 și continuă să scadă. Dar este abia miezul zilei, s-o mai ridica. Hai că pe la 2-3 o să fie vârful de temperatură. Au dat foc la stuf, cred. Curățenia de primăvară. O zi foarte frumoasă, cerul senin, fără niciun nor. Minunată vreme. 1 februarie. Iar legat de drum, doream să vă spun că prefer drumul ăsta desfundat, terciul ăsta, noroiul ăsta, unui drum înghețat cu șleauri de gheață, cu șleauri înghețate. Ăla ar fi fost criminal pentru mașină. Am îndoit o geantă într-o bucată de gheață, într-o asemenea margine de gheață, groapă de gheață, la o mașină mai solidă, mai rezistentă. Deci nu mai vorbesc de ce avarii faci pe sub mașină, scuturi de la un capăt la altul cu șleauri de gheață. Așa încât drumul ăsta moale, înnoroiat, până la urmă este o variantă mai bună. Asta e, spălăm mașina când ajungem la oraș. Acum sunt spălătorii cu fise deschise non-stop, dau noroiul jos imediat cu jetul de apă și ajungem în sat. Ajungem în sat. Imediat filmări din curte, abia aștept. Și în sfârșit am ajuns în curte. Sunt foarte prost cu timpul, foarte, foarte prost cu timpul. Este ora 1. Îngrozitor de târziu, trebuie să mă mișc extraordinar de repede. Nu am timp de nimic. Nu fac cafea, nu schimb amabilități cu vecinii. Mă schimb imediat, fac un pic de fum și intru în stupi. Da, nu mă pot abține ca de obicei, fără să... Aoleu, ce alunec, vai de mine, noroi. Filmez cu soarele în față și îmi pare rău, pentru asta îmi cer scuze. Acum e ok, da, soarele invers, albinele sunt afară. Ultima temperatură arătată la bordul mașinii, 6,5 grade. Sper să fie ok. Ah, văd la mai mulți albini afară. Înseamnă că este în regulă, nu e ceva alarmant la ăsta, nu e un caz special. Văd și ceva albine moarte. Va trebui să curăț fundurile stupilor. Da, albinuțele sunt afară, ce să facă? Sunt afară, au nevoie să iasă. Nu intru mai mult în stupină încălțat așa, pentru că e noroi. Mă schimb și imediat filmări cu ce găsesc în stup și cu turtele pe care doresc să le dau. Hai să văd și din coace totuși. Ah, e noroi, noroi mare. Și aici sunt albine afară. Și aici zboară aici colo. Deci pare să fie ok, pare să fie în regulă. În curte este un noroi înfiorător, dar nu puteam lipsi astăzi de la stupină. Ce doream să vă arăt, prima operație pe care am făcut-o înaintea tuturor celorlalte a fost să le reinstalez apa albinelor. Vasul cu apă, da, de vreo 100 de litri, cine știe cât Dumnezeu are. Deci vasul cu apă pe care plutesc felii de polistiren. Ele vor veni aici. Deja venise o albinuță, doar cât am tăiat polistirenul și l-am pus pe luciul apei. Voi filma iarăși la plecare.
Încep să lucrez cu bateria din stânga. Am avut și acolo cum se cheamă, nu policarbonate, materialul ăsta, ondulatele astea. Le-am avut și aici, le-am dat deoparte. Și am avut sub ele și un strat de polistiren subțire, așa încât să nu am absolut deloc umezeală pe capacele stupilor, pentru că asta mă interesează. Să fie uscate capacele și scândurele le dezbor, urdinișele. Da? Deci continui cu despachetajul, să ajung la administrarea turtelor imediat. Da, și am început cu primul din stânga. Aici avem o situație neplăcută la care mă așteptam. Eram avizat de lucrul ăsta, încă din decembrie. Deci am avut un împachetaj exagerat. Pe un podișor italian, întors invers, da, acela înalt cu jug de 6 sau 8 cm, nu știu cât are înălțime, pentru că hrănitorul are 6 cm, deci probabil că ăsta este chiar mai înalt. Am făcut împachetajul ăsta cu ziare, pâslă, păturicile care sunt la modă de vreun an, doi, da, și plus un împachetaj destul de etanș în jurul turtei. Am avut o turtă de 2,5 kg apifondă, pe care n-au consumat-o. Mi-a fost frică să o pun direct pe rame, pentru că știam de la alți colegi că nu e atât de consistentă și curge. Și uite că n-au consumat-o pentru că n-au ajuns la ea, probabil. Albinele sunt... bravo vouă, fetelor! Bravo, 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 bravo! Bravo, bine că sunteți! Stupul este ok! Stupul este ok, doar că nu mi-a mâncat turta. Voi schimba complet situația asta. Voi schimba împachetajul. O să pun podișor de lemn curat, uscat, și o turtă cu proteină. Deci, stupul este ok, chiar are multe intervale de albină. Și așa sunt toți de pe bateria asta. Greșeala a fost cu un pachetajul exagerat și cu turta asta, apifonda, care și punga asta mare a contribuit la condens. Condensul era încă din decembrie, după ce am făcut un pachetajul imediat. Da, deci stupul este bun. Stupul este bun. Nimic de zis. El acoperă multe intervale de albină. Bineînțeles, ele sunt retrase, sunt jos. Îmi vine să nu mai schimb, nu știu cum să fac. Asta e ud, a fost ud jos, dar ăsta este uscat. Și ăsta este... Nu, e ud. E ud, e ud. S-a împănat în capac podișorul, e ud. Nu, schimb complet, schimb, asta este, manoperă, dar nu contează, schimb complet. Alte podișoare, alte capace, alte salteluțe și turte proaspete. Pe astea le vom topi în sirop la primăvară. Astea de apifonda, încă de la vremea aia n-am crezut în ele, pentru că de obicei foloseam apifonda ca lup la 15 kg, aceea are o altă consistență. Dar nu era la momentul la care am dat-o pe asta. Cea de 15 kg nu era. Ok, bun. Deschimbăm soluția și revenim cu filmarea. Ceilalți nu sunt în situația asta. Ceilalți cu siguranță îi vom găsi bine uscați și cu turta consumată, pentru că au avut apifonda varianta bloc și podișoare de lemn deasupra. Ce am vrut să vă arăt repede, odată cu deschiderea primilor 3 stupi, familii puternice, chiar al treilea, a avut două turte, nu întâmplătorii am pus două turte de 2,5 kg, adică 5 kg, ca să aibă. Deci uitați-vă ce e aici, când ridic puțin împachetajul ăsta pe care nu trebuia să, nu știu ce a fost în cap, m-am luat după alți colegi, clienți, apicultori. Uitați-vă ce e aici, dacă se vede bine. Uitați-vă ce e aici. Uitați-vă ce e aici, compact. Bătute ramele, pline intervalele de albină, da, deci toate astea vor dispărea. Îmi pare rău că le-am pus. Asta înseamnă experimentele, te costă.
Uite ce e aici. Astea trebuie să le, să le scutur. Uf. Deci, nu, nu mai pot filma. O să mă ocup întâi de ei și apoi la final filmez cu soluții complete, da? Deci nu pot filma acum, filmez doar la final, când totul va fi în regulă, pentru că nu am timp. Să vin și invers. Să am soarele, să am soarele pe spate, da? Deci primii trei stupi, urdinișele ok, urdinișele ok, albina ok, albina ok, da? Cred că se vede. 2, 4, 6, 8 rame, 9 rame de albină, da? Ăsta e mai micuț, dar și el acoperă bine intervalele din zona centrală. Primul de asemenea este ok, acoperă compact ramele. Imediat podișoare noi, capace noi și turte. Rămân dator mereu cu explicații, am pus apă pentru că au puiet. Și atunci când cresc puiet, le trebuie sursă de apă neapărat în proximitate, în stupină. Deci am pus apă pentru că au puiet. A fost primul lucru pe care l-am făcut. Și nu am deschis decât 3 stupi ca să mă pot ocupa de ei și să nu răcească. N-aș fi deschis mai mulți pentru că ar fi durat prea mult și ar fi răcit primii deschiși. Așa încât lucrez doar cu câte 3 odată, mai mulți nu deschid. Ăștia sunt stupi care au avut hrană suficientă, așa încât pentru ei principalul câștig este schimbarea împachetajului, schimbarea podișoarelor. Bine că le-am avut, nu știu dacă se vede. Deci principalul câștig pentru stupii ăștia este schimbarea podișoarelor și nu administrarea turtei. Pentru asta mă bucur că am ajuns aici, că au scăpat de, de condensul și de umiditatea exagerată. Uite, chiar să văd dacă pot cu o singură mână să pun un podișor. Da. Perfect. Turta subțirică, podișorul cu distanță. Da, l-am pus cu fanta aceea. Sper se vadă. Cu fanta aceea în față. Și așa voi face și cu ceilalți. Și o mică salteluță deasupra și capacul. Imediat apoi împachetajul exterior. La unul dintre stupe, albinele deja intraseră în turta de apifonda. Au trecut de împachetajul meu exagerat. Așa încât, în situația asta, am pus turta înapoi. Am mai făcut câteva tăieturi și am pus turta înapoi. Și ca să închei cu bateria asta de tristă amintire, nu-mi pot ierta greșeala pe care am făcut-o cu împachetajul ăsta exagerat. Deci, ca să trag o concluzie, aici a fost un împachetaj etanș pe rame. Albinele n-au putut circula pe deasupra ramelor. Am avut deasupra ramelor turta de 2,5 kg, apifonda. Da, se vede pusă direct pe rame. În jurul ei creat un spațiu etanș din ziare și apoi deasupra salteluțe și podișorul întors invers. Dar în primul rând din cauza împachetajului exagerat și a lipsei spațiului de la rame la podișor s-a creat această umiditate exagerată. Am avut noroc că stupii trăiesc toți până la capăt pe bateria asta. Și aici este ok. Uite-le, sărațele. Ele sunt puternice. Sunt firar să fie. Ce greșeală am putut să fac. M-am luat după alții. Bun, dar asta a fost bateria de tristă amintire, cum mi-am spus. Bine că trăiesc toți, bine că e bine, bine că am avut o iarnă blândă și am avut noroc să scap din situația asta, că altfel îi găseam pe toți morți cu atâta umiditate.
Și abia aștept să trec pe celelalte baterii. Bine că am schimbat podișoarele, mă bucur foarte mult pentru lucrul ăsta. Bine că am remediat situația. Nu o să mai repet așa ceva niciodată. Învățătură de minte. A, și turtele nemâncate. Uite, podișoare atât de umede încât s-au împănat în capace, abia le-am putut scoate. Am folosit Dalta ca să scot podișoarele din capace. Și aici sunt turtele nemâncate. Bun, și cu asta basta. Bine că e bine, bine că sunt toți în viață. Îi închid și continuăm cu partea făcută tradițional. Și cu asta am încheiat cu bateria din stânga, aceea cu probleme cu umiditatea, am schimbat podișoarele, sunt mulțumit, stupii sunt în viață, totul este ok, le-am dat turtă, este în regulă. Bine că s-a rezolvat, bine că s-a încheiat cu bine. Continuăm cu bateria, cu bateriile tradiționale, cu un pachetaj obișnuit, cu spațiu de la rame la podișor și cu podișor de lemn deasupra ramelor. Experimentele costă, dar cu toate acestea este bine să le avem. Așa cum am spus mereu, puneți în aplicare în stupină tot ceea ce vă trece prin cap, toate ideile posibile, încercați-le, pentru că sunt zone și zone și diferă specificul fiecarei stupine. Da, cu expunere, zonă geografică și până la cules și alte detalii. Așa încât ideile care nu merg într-o anumită locație se poate să fie bine depus în aplicare în alte spații, în alte locații. Nu trebuie să vă descurajați dacă la alții nu merg anumite metode. Încercați-le și poate în cazul vostru vor da roade. Nu avem de unde ști până nu le încercăm. Bun. Aici avem situația clasică, cum vă spuneam. Cu podișor de lemn s-ar putea să se ridice albinele, să am nevoie de mască, dar vom vedea, am fumul făcut oricum, dacă o să fie nevoie de fum. Nu știu cum am să lucrez cu o singură mână, dar sper să mă descurc. Podișorul se desprinde în 3 puncte. Da, pentru că el este propolizat. Greu să filmez, să faci și treabă. Da, o să trosnească și o să sară albinele pe mine pentru că nu-l țin cu mână. A, e lipit de la turtă. Da, bun. Atunci închidem puțin. Pe ăsta îl las pentru că încă mai are turtă. De ce n-au mâncat, nu știu. Dar e un stup ok. Are câteva intervale de albină. Vreo 4-5 intervale. Da, mă rog, a fost la rând, am filmat la rând, da, n-am sărit. Primul nu are albină. Să văd cum fac să-i pun podișorul în aceeași poziție la loc. Pare că se așează. Ok, bun, următorul. La fel de lipit. La fel de lipit. Da, n-au consumat turta. De fapt, am dat mult și n-a trecut o lună de când am pus-o. Da, se ridică cu totul. Dar și aici, nu insist, se aude albină zbârnăind și turta, fiind distanța mică de la rame la podișor, a lipit podișorul de rame. Nu insist. Hai să găsim unul care a mâncat tot. Chiar niciunul. Hai, și aici, uite, am mâncat.
nu-și face clarul telefonul. Sper să se vadă totuși, ele mănâncă. Stupul este ok, este curat, uscat, nu are diaree, e populat. Bun, ok. Dacă într-adevăr așa este, nici n-am să merg mai departe. Înseamnă că am venit prea devreme astăzi, pe 1 februarie, la Stupină, pentru că n-au mâncat turta administrată de Crăciun. Deși a trecut o lună, dar am dat un kilogram, ce-i drept, mai mult de un kilogram. Aici s-a ridicat relativ ușor podișorul. Poate că ăsta a mâncat. A mâncat mai bine. Ai, ok, văd că și telefonul mă ascultă și își face clarul. Așa mă aștept să găsesc în toți în continuare. Asta este ceea ce aștept să găsesc în Stupi în continuare. Asta este ceea ce îmi place să văd. Dar bun, pentru ziua de astăzi este ok atât, nu mai continui. Pentru că nu are rost să umblu în Stupi, nu au nevoie de nimic. Pe toți pe care i-am controlat i-am găsit în viață până acum. Am remediat situația cu umiditatea de pe bateria aceea cu un pachetaj experimental. Restul stupilor care au primit apifonda la calup de 15 kg par a fi ok din ce am văzut până acum. Încă au mâncare, nu este cazul să-i deranjăm. Și ne vom revedea peste 2 săptămâni cel puțin. Stupii sunt ok deocamdată. Nu am altceva de făcut decât să curăț urdinișele puțin, rapid, de albinele moarte. Și cam atât. Ia să vedem la apă dacă au început să vină. Încă nu, dar s-a și răcit. Începe să se răcească vremea. Se înserează și nu mai e la fel de cald, nu mai sunt albine afară. Bun, deci ne revedem către luna martie cu un nou control și eventual, dacă vremea va permite, chiar cu revizia de primăvară, cu o primă organizare și dimensionare a cuiburilor. Deocamdată Stupii sunt ok, diaree nu am văzut, sunt în viață, albinele sunt mari, curate și uscate, nu sunt negre și ude. Iarna a fost blândă până acum. Puțin albină moartă la ordinișe și prin Stupină, în jur. Dar toate astea vin în primul rând din faptul că am avut o iarnă blândă și nu din meritele mele sau ale altuia ca apicultor. În primul rând, natura a ținut cu noi. Așa încât deocamdată suntem ok, ne revedem curând în funcție de starea vremii.